Aloha, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod din Fire! Astăzi o să vedem care e faza cu pinguinii, pentru că, din câte am văzut din preview-ul acestui joculeț, avem pinguini mai departe. Ok. Oh, hey! Hey, little coin. Am făcut 25 de bonga. Poți dau click pe ăștia? Nu, e doar de aici. Aparent am făcut ce trebuia. Și-am găsit mașina timpului. Păi, și... ok. Înainte de a intra acolo vreau să văd ce face și al treilea. Aparent primul mi-a dat un coin și al doilea mi-a dezghețat o chestie. Ok, bă, aparent atâta, nimic nou. Oh, hei, am sărit în mașina timpului. Cred că fiecare chestie mă duce undeva anume. Da, și trebuie să găsesc diferite chestii. E interesant, I guess. Ok, avem aici două mămălici. Ce e gaura asta? Hei, uite coinul! Avem două coinuri. Nu știu de ce, acum le fac foarte ușor de găsit, dar mai devreme, adică în episoadele anterioare, trebuia să faci primul nivel din prima și să te transformi în toate animalele posibile și... like, what the hell? Cred că trebuie să astup alea. Sau nu? Am făcut doi ochi. Cred că trebuie să-i lipesc. Dar nu înțeleg cum... cred că trebuie să fac chestia asta, se rupă. Nu? Nu? Nu pot să fac ceva la chestia asta, să suflu în ea sau ceva, habar n-am. Dar de ce sară ochii în primul rând? Și cu ce mă ajută că sunt doi și... ce trebuie să fac? Adică chiar nu am... am de apăsat 4 butoane. 4 chestii, în afară de mașina timpului, evident. Gen... cum? Adică ce ar trebui să fac? Măi... nu cred că mă înțelegi. Ce trebuie să fac? Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god! Deci ochișorii ăștia, ce naiba e cu ei? Ar trebui să mă uit la un pattern, ceva, ce se petrece? Deci sare ăla acolo și ce dacă? Ce frustrant e. Chiar... aici, cred că de aici am plecat și aici e așa și mai am un nivel, probabil. Am apăsat pe beculețul ăla, oricum se întâmplă că trebuie beculețe, iar albastru sigur e gheață. Dar... ce fac cu barburele ăsta ciudat? Oare trebuie să fie doi ochi acolo? Da, și acum îmi pune semnul întrebării și aici și acolo și peste tot și like what? Da. Nu, cred că îmi lipsește ceva din puzzle. Cred că trebuie să merg ori să iau ceva din albastru, ori să iau ceva de aici. Deci chiar nu trebuie să stup cu gaură de aia cumva, că nu-mi dau seama. Primul lucru pe care l-am observat când am ajuns aici a fost acest coin. Deci vreau neapărat coinul. Deci am un battle acolo. Am o midă pe care am luat-o. Am chestia asta aici care nu știu ce face. Cred că...
Având în vedere că am dat click cam pe tot ce se putea și la botelul ăla nu cred că am cum să ajung. Cred că trebuie să iau Umida și să mă duc în partea cealaltă ca să termin. Nu vine să cred că am stat, cred că 2 minute să dau click pe niște găuri fără vreo să-mi dau seama că nu se întâmplă nimic. Ok. Asta e progres, aparent. Și acum ce? Cu ce mă ajută dacă am pus o omidă într-un copac? Serios. Trebuie să fac roșu de sticla aia. Păi bănuiesc că trebuie să mergem la albastru, că nu știu cum altfel, adică ce altfel ar trebui. Poate trebuie să iau ceva de aici. Ok. A apărut cineva aici. Care e înghețat aparent. Bă, păi stai mă că mai e un copac aici. Păi stai că nu e chiar așa. Și mai avem aici o bucată de sticlă cu care nu știm ce să facem. Oare dacă lăsăm din chestiile astea în jos sau ceva? Ok. Oare trebuie să redirectăm rața de soare în cristalele? Adică, teoretic, cred că asta trebuie să faci până la sfârșit. Să redirectezi ca să topește la acolo și să cadă sau ceva. După mintea mea. Dar cum ajung la copacul ăla de acolo? Este important să îmi dau seama că mai există un copac acolo, dar... Frate! Fratele meu! Care e faza cu... Și de unde a ieșit chestia asta? Că nu era, era un șobolan, ce naiba era înainte acolo. Deci pe bune că nu înțeleg pe asta. Mă ajută... Pinguinul ăla ce mănâncă în spate. E foarte amuzant cum are chestia asta. Mi-aduce aminte de pinguinii din Madagascar. Cu toate că ea nu aveau nicio chestie de asta, dar... Deci cum mă folosesc de asta să ajung, trebuie să fac rost de băzgăunele ăla, cred. Cred că lu ăsta în mână o să trească să-i pun sticla aia. Și ca să ajung la sticlă, cred că o să am nevoie de chestia asta. Dar cum fac rost de el? Că teoretic dacă pun sticla și soarele bate în sticlă, o să reflecteze în chestia asta, chestia asta probabil pe aici pe undeva sau cumva pe aici și ajunge aici, stăpește și cade, dar cum ajung la el? Nu mă ajută cu ceva dacă merg în altă parte. Niciodată tare. Ei, uite, aici s-a produs o tornadă, aparent. Like, de ce trebuia să... Deci eu trebuia probabil să vină prima dată aici, trebuie să pun apă în ea, sigur. Că n-ai cum, că mai era un undă ăla de apăsat acolo. Și cred că trebuie să merg aici. E foarte ciudat, adică n-am făcut mare lucru și a apărut tornada aia sau chestii de genul ăsta. Cred că trebuia doar să vin să văd ăsta sau ceva, nu știu, uite, aici și ți-l dau în mână. Nu trebuie să ajung la tine, ok. Ok, deci înseamnă că nu așa funcționează. Hai să mergem să vedem ce putem să facem cu sticla din partea cealaltă. Pot să folosesc această sticlă în gaura asta. Încălzit sticla. Nu, ok. Nu, deci nu știu care e faza cu ochii aia. Dar aparent trebuia să încălzesc sticla aia.
A, cred că trebuie să mă duc acum după ce am încălzit sticla și să i dau tipului ăluia ca să se încălzească sau ceva, ia să vedem. Să vedem dacă am dreptate. Am dreptate sau nu am dreptate. Că uite, el suflă frig, gen, că e frig și chestii. Și eu să-i pun așa pe bărtică și să încălzească. Nu? Atunci mă duc la pinguinul ăsta. Nu? Ok. Aparent nu. Nu așa funcționează. Dar părea logic, hei. Pot să fac ceva cu sticla asta încălzită aici? Gen, lomida asta? Atunci la ochi, nu știu dacă am încercat la ochi să fac ceva. Nu, nicio șansă. Pot să o încălzesc mai tare sau care-i faza? Gberg, nu știu ce scrie pe el. Ok, deci hai să mergem apoi aici, poate s-a întâmplat ceva dincolo, nu știu.